Cometa 13P Olbers va fi vizibilă pe cerul nopții pentru prima dată în aproape 70 de ani. Cei interesați să vadă cometa vor trebui să privească spre vest la aproximativ 2 ore după apus. Având în vedere magnitudinea sa actuală de plus 7,51 magnitudini, cometa poate fi văzută cu ajutorul unui binoclu cu deschidere de 40-50 mm sau cu un mic telescop. Cometa va ajunge la periheliu, punctul cel mai apropiat de Soare, pe 30 iunie 2024, când va fi la 1,18 ani lumină de Soare și 1,94 ani lumină de Pământ. Se așteaptă să se lumineze la magnitudine aparentă plus 7 plus 8 magnitudini, deci nu va fi vizibilă cu ochiul liber. În prezent, cometa se află la 291.647.931 de kilometri de Pământ și cea mai apropiată apropiere de planeta noastră va fi la 10 ianuarie 2094, moment când se va afla la numai 113.170.038 de kilometri de Pământ.